Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit! Astăzi vom vorbi despre medicina integrată. Medicina integrată este, de fapt, în acest moment, la nivel mondial, metoda cea mai modernă de diagnostic și tratament. Bineînțeles că prin intermediul medicinei integrate, care nu are efecte adverse, putem obține o evaluare a stării de sănătate pentru întreg organismul în aproximativ 60 de minute și, bineînțeles, ne putem trata prin intermediul acesteia. Pentru mai multe detalii, am astăzi invitații care sunt alături de mine. Doamna doctor Mihaela Dascălu, medic specialist. Bună ziua, doamna Bună doctor! Ziua. Și domnul Daniel Hanganu, manager. Bună ziua și dumneavoastră! Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Pentru început, pentru toți telespectatorii noștri, domnule Hanganu, ce este de fapt medicina integrată? Probabil că în momentul acesta, pe plan mondial, este cea mai performantă medicină și spun acest lucru bazându-mă și pe statistică, bazându-mă și pe experiență. Dacă medicina clasică are o rată de succes undeva până în 40%, 38% raportează Organizația Mondială a Sănătății, noi ne putem lăuda cu o rată de succes de aproximativ 80%, ceea ce este foarte, foarte, foarte mult în domeniul medical. Ideea pe care se bazează medicina integrată este aceea de a prelua ce este mai bun și din medicina alopată, să spunem medicina clasică, și din medicina alternativă. Și aici, din zona de medicină alternativă, vorbim despre biorezonanță sau medicină cuantică, vorbim despre electrosomatografie, vorbim despre homeopatie, vorbim despre gemoterapie. Practic, aceste metode combinate ne ajută să facem, pe de o parte, o diagnosticare la trei niveluri, pentru că noi în momentul în care ne îmbolnăvim, de fapt ne îmbolnăvim la trei niveluri. Primul nivel și care este cel mai subtil este nivelul energetic, după care este nivelul celular, iar la urmă de tot este nivelul efectiv de boală manifestă, așa cum suntem noi obișnuiți. Practic, cu ajutorul medicinii integrate ScienceMed se poate verifica starea de sănătate la toate cele trei niveluri, și energetic, și celular, și la nivel organic. Din acest motiv, rezultatele sunt foarte bune pentru că, pe de o parte, putem să diagnosticăm pacientul într-o fază timpurie, uneori chiar înainte de declanșarea efectivă a bolii. Deci se poate vedea o predispoziție, da? Este mai mult decât o predispoziție. În momentul în care noi începem să ne îmbolnăvim, deja începe să ne dezechilibrăm în planul energetic. Deci apare un dezechilibru energetic. Nu este neapărat o predispoziție. De fapt, așa se manifestă boala. Întâi se manifestă în plan energetic, după care apare o tulburare la nivel celular, după care apare boala la nivelul organic. Medicina integrată permite personalizarea tratamentului. Deci pentru fiecare pacient în parte se gândește o schemă de tratament. Și nu numai că se gândește, dar se poate verifica de către medic în cabinet dacă tratamentul pe care îl gândește pentru pacient este eficient sau nu este eficient. Deci nu trebuie să-i administrăm pacientului o perioadă de 2 săptămâni sau o lună de zile un tratament ca să constatăm după aceea dacă a fost sau nu a fost eficient. Noi verificăm eficiența tratamentului pe loc și în momentul în care pacientul iese din cabinetul de medicină integrată, practic el știe că are tratamentul care îi se potrivește lui. Este un tratament holistic și personalizat. Chiar dacă are o afecțiune sau mai multe afecțiuni. Aici cred că doamna doctor vă poate da mai multe amănunte, pentru că în general nu există pacienți care să fie, sau eu nu am întâlnit personal un pacient care să aibă o singură afecțiune. În general, organismul este un tot unitar, starea de sănătate este o stare de echilibru. În momentul în care apare un dezechilibru la un anumit nivel pentru o anumită boală sau un anumit organ, practic sunt se afectate produc dezechilibre, da, și sigur, la alte organe. Sigur. Doamna doctor Dascălu, haideți să vedem care sunt beneficiile aduse de medicina integrată. Un prim beneficiu constă în stabilirea unui diagnostic holistic care se adresează planului energetic, fizic, mental, emoțional și celular. Practic, orice afecțiune, înainte de a se instala ca boală organică, debutează ca tipar energoinformațional greșit la nivelul aurei sau corpurilor informaționale. Aceste dezechilibre care se instalează la nivelul corpurilor informaționale le diagnosticăm cu ajutorul aparatului de biorezonanță. Practic se pune un diagnostic de dezechilibru energetic complet la nivelul chakrelor, meridianelor de acupunctură, energiei vitale, celulelor, organitelor celulare și tuturor aparatelor și sistemelor.
Ulterior, prin intermediul electrosomatografiei interstițiale, se diagnostichează spațiul intercelular. Acest spațiu ocupă 60% din greutatea corpului și la nivelul lor au loc primele modificări. Se modifică parametrii fiziologiei tisulare înainte ca aceștia să se modifice în sânge, iar metabolismul celular se dezechilibrează înainte ca boala să se instaleze ca afecțiune organică. Cu ajutorul homeopatiei punem un diagnostic personalizat care ne ajută în stabilirea unui tratament ce se adresează planului fizic, mental și emoțional. Cu ajutorul terapiei florale Bach stabilim un diagnostic de remediu care tratează... Sunt mai multe tratamente și mai multe tipuri de diagnostice în cadrul unei singure consultații. Practic, corpul fizic nu este niciodată separat de corpul mental și corpul emoțional. Ceea ce facem în viața de zi cu zi influențează sănătatea fizică. Factorii de poluare fonică, electromagnetică, geopatogenă, alimentară, stresul cotidian, gândurile negative, emoții negative, se înscriu ca tipare greșite la nivelul corpurilor informaționale și ulterior toate celulele din organismul nostru încep să funcționeze conform acestor tipare. În acest fel, încetul cu încetul, tiparul de sănătate se șterge și se instalează un tipar de afecțiune organică. Și prin intermediul consultației diagnosticăm acest dezechilibru care a dus la afecțiunea organică pentru a-l putea trata. Reușim prin medicina cuantică sau prin biorezonanță să reglăm toate aceste dezechilibre la nivel celular, energetic? Cu siguranță reușim. Avem foarte multe cazuri, practic sute de cazuri în care am reușit. După cum spunea și domnul manager mai devreme, rata de succes este de peste 80% și asta datorită faptului că privim corpul ca un întreg și îl tratăm ca pe un întreg. Domnule Hanganu, prin ce se diferențiază diagnosticarea medicinei cuantice față de diagnosticarea medicinei clasice? Aici noi ne propunem să tratăm pacientul ca pe o personalitate individuală și atunci, timp de 2 ore, pacientul respectiv este investigat din toate punctele de vedere, atât energetic, și într-adevăr, medicina cuantică intervine pe această diagnosticare energetică, este verificat și din punct de vedere al dezechilibrurilor celulare, cu ajutorul electrosomatografiei, este de asemenea, încercăm să înțelegem ca un tot, și aici un rol important îl are homeopatia, care încearcă să privească pacientul ca pe un, ca pe un întreg. Deci el nu este doar o sumă de organe, este mult mai mult decât atât, este și energie, este și mental, este și spirit și atunci se poate merge pe o diagnosticare în profunzime. Este, dacă vreți, cea mai completă și cea mai complexă diagnosticare existentă la îndemâna medicilor în acest moment. Doamna doctor Dascălu, pentru un pacient care are un tratament prescris de către medicul specialist, poate urma în paralel și aceste terapii în cadrul clinicii dumneavoastră? Sigur că da, mai mult decât atât, tratamentul pe care îl oferă clinica noastră poate ajuta terapia clasică, poate să-i sporească efectele benefice. Pentru că, după cum v-am spus anterior, putem, cu ajutorul terapiei noastre, pe parcurs, să ajutăm pacientul să-și reducă din dozele de medicație clasică sau chiar pe parcurs să renunțe la aceste medicamente. Aici pot să vă dau un alt exemplu, cazul unui pacient diagnosticat cu diabet zaharat dependent de insulină, care s-a prezentat la noi cu o amputație de membru inferior drept, practic laba piciorului drept a fost amputată, prezenta dureri foarte mari la mers, la nivelul membrului amputat, practic el nu putea să facă mai mult de 10 pași fără să se așeze pe scaun și cu ajutorul terapiei noastre a reușit după 2 luni de zile să meargă 1 oră și jumătate. Durerile la nivelul membrului amputat s-au redus semnificativ atât ziua și noaptea, a putut să se odihnească mai bine și chiar să reducă ulterior dozele de insulină. Deci tratamentele merg foarte bine împreună pentru că acționează la niveluri diferite. În timp ce medicamentul alopat acționează la nivel de organ, prin inhibitori de enzime, receptori, blocanți sau tot felul de mecanisme,
Terapia energetică acționează la nivelul corpurilor informaționale, adică la nivelul cauzal, acolo unde apare boala pentru prima dată. Și, practic, dacă nu tratăm și aceste corpuri, niciodată nu putem obține vindecarea. Cele două tipuri de diagnostic, clasic și energetic, și cele două tipuri de tratament, se completează, se ajută reciproc. Domnule Hanganu, sunt efecte adverse? Oricine poate apela la medicina integrată? Adică și copiii, indiferent de vârstă? De... Lucrurile stau în felul următor. Cu certitudine, metodele pe care le folosim noi sunt metode neinvazive. Nu tăiem, nu țepăm, nu scoatem sânge. Folosim în special tratamente naturiste fără efecte adverse. Acum, dacă mă întrebați de limitări, fiind vorba de o diagnosticare mai complexă, în general copiii foarte mici, de câteva luni, important este să poți să ai o comunicare cu pacientul. Deci pentru copiii foarte mici este foarte greu, deși aici un rol important îl joacă mama. Deci avem în clinicile noastre și copii de vârste mici, dar aici un rol important îl are mama în stabilirea comunicării, pentru că noi trebuie să, repet, să înțelegem pacientul ca un întreg. În rest, nu există, cel puțin noi nu am avut până acum niciun caz de efecte adverse. Deci nu există dovedit până acum și suntem în România noi din 2009, iar pe plan mondial se apropie de 20 de ani medicina integrată Science Med. Deci nu au fost găsite niciodată dovezi ale unor efecte adverse. Nu avem, de asemenea, niciun fel de restricții, să spunem, pentru anumite persoane. Sunt adevărat anumite investigații pe care nu le putem face. Spre exemplu, pentru pacienții care au pacemaker, nu poți să faci diagnosticarea cu câmpurile energetice, pentru că există riscul să-i afectezi funcționarea electronică a dispozitivului. Dar, în rest, nu există niciun fel de limitări. Haideți să vedem, doamna doctor, după ce am făcut diagnosticarea, am aflat care este starea de sănătate a întregului organism, am depistat, să spunem, sau pacientul știa că are câteva afecțiuni, eu v-aș ruga să ne spuneți, de fapt, ce afecțiuni pot fi ameliorate, tratate prin biorezonanță, mai exact prin medicină integrată. Având în vedere faptul că este o terapie holistică care se adresează întregului organism, practic orice pacient de orice vârstă cu orice afecțiune se poate prezenta în cadrul clinicii noastre. Tratăm afecțiuni neurologice, precum boala Alzheimer la debut, boala Parkinson. Am avut numeroase ameliorări chiar și în aceste tipuri de boli. S-au prezentat pacienți pentru scleroze multiple, scleroze laterale amiotrofice. La nivelul sistemului cardiovascular s-au prezentat pentru hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, aritmie, iar pe aparatul cardiovascular avem rezultate foarte bune care au constat în reducerea dozelor de medicație clasică și ameliorarea simptomatologiei, atât în hipertensiune arterială, insuficiența cardiacă, aritmii ventriculare, aritmii extrasistolice. Tratăm afecțiuni digestive, ulcer gastric, gastrită, hepatită cronică. Deci, practic, toată patologia, de la afecțiunea ale sistemului nervos central, cardiovasculare, endocrine, în afecțiunile endocrine, iarăși avem succes în tiroidite autoimune și în gușe polinodurare. În tiroidite autoimune s-a reușit reducerea hormonilor antitiroidieni de la valori de 1000, chiar 2000, până la valori normale, după 6 luni de tratament. Deci, practic, face și eu o mică completare. Practic, noi avem tratați aproximativ 16.000 de pacienți în clinicile noastre, într-adevăr cu o diversitate de afecțiuni și aici este un lucru foarte, foarte special pentru medicina integrată. Reușim să ajutăm pacienții nu numai pentru o anumită afecțiune, reușim să obținem vindecarea întregului organism. Nu e prima dată când vin, am venit și în 2014, m-am rezolvat toate problemele de sănătate în anul respectiv și am revenit din nou pentru că a apărut o oboseală, o problemă de tensiune, problemă de diabet.
De când urmez această terapie, nu mai obosesc. Tensiunea mi-a revenit la normal. N-am mai avut puseuri de tensiune. Diabetul a scăzut enorm. Spuneți-mi dacă această metodă, practic, tratează cauza și nu efectul bolii. Aici este o deosebire esențială între medicina integrată și medicina alopată. În general, medicina alopată funcționează pe principiul pompieristic. Atunci când s-a declanșat boala, intervenim masiv pe zona respectivă. Venim cu tratamente agresive și, din păcate, nu obținem vindecarea. Obținem doar o stingere provizorie a incendiului, după care incendiul izbucnește din nou. Pentru ceea ce înseamnă medicina integrată, Science Med, lucrurile sunt total diferite. Pentru că noi, repet, vedem pacientul ca pe un întreg, reușim să obținem adevărata vindecare. Pentru că adevărata vindecare nu înseamnă să intervii doar acolo unde este boala manifestă. Dezechilibrul este în întregul corp. Și atunci noi trebuie să intervenim, să vindecăm pacientul ca un întreg. Și lucrul foarte, foarte plăcut este acela că această vindecare persistă în timp. Deci nu este ca atunci când ai tratat un simptom al bolii și după câteva luni revine boala respectivă. Se obțin vindecări de durată. Aici, într-adevăr, suntem foarte mândri de rezultatele pe care le obținem. Da, bine, depinde și de afecțiune, înțeleg. Absolut, da. Dar aș vrea să vă întreb dacă prin această metodă, prin medicina integrată, practic am putea stimula procesul natural de regenerare la nivel celular. Pentru că de aici, practic, celulele noastre, din câte știu, se regenerează singure, zilnic, da? Dar când acest proces nu mai are loc sau se întâmplă anumite anomalii, apar niște boli foarte grave. E, întrebarea era dacă putem stimula acest proces de regenerare celulară. Legat de regenerarea celulară, vreau să vă spun că aici chiar avem un studiu care s-a desfășurat pe parcursul a 5 ani, în colaborare cu două universități mari din Spania, Germania și un institut extrem de puternic, Clinica Mayo din Statele Unite, în care am încercat să vedem dacă într-adevăr această regenerare a celulelor este valabilă pentru anumite organe sau este o regulă general valabilă în corpul nostru. Și spre bucuria noastră am reușit să demonstrăm că practic toate celulele organismului nostru se pot regenera, e adevărat, în ritmuri diferite. Și aici vreau să vă spun că... Suntem unici, normal, depinde de la persoană la persoană. Spre exemplu, sunt anumite celule din organismul nostru care se refac mai repede și altele care se refac într-un timp mult mai îndelungat. Și noi, pe parcursul vieții, în general, schimbăm toate celulele din organismul nostru de cel puțin... Sunt mama unui băiețel diagnosticat cu sindrom Asperger din spectru autist. El a fost diagnosticat destul de târziu. Este sub tratament chiar și acum. Iar rezultatele sunt remarcabile. Acum 7 ani, eu îi spuneam copilului meu, te iubesc, și îmbrățișam o scândură. Dar acum, când îi spun copilului meu, te iubesc, îmi răspunde și el, te iubesc, mami, și își deschide brațele și mă îmbrățișează. Această regenerare celulară se poate produce cu ajutorul medicinii cuantice, deoarece în timpul ședințelor de echilibrare energetică, pacientul primește, prin intermediul electrozilor cu care este conectat la aparatul de biorezonanță, frecvențe polarizate care echilibrează biocâmpurile celulare, la nivel de celulă, organit, celular și la nivelul tuturor aparatelor și sistemelor. Practic, cercetările din Rusia din anii 2000 au demonstrat că ADN-ul este 95% informație și mai puțin de 5% genă. Deci, cu alte cuvinte, prin administrarea de informație prin echilibrarea de biocâmpuri celulare, poți corecta ADN-ul bolnav, poți dezactiva genele bolnave și activa genele sănătoase. Am putea spune că facem o chirurgie energetică până la nivel de genă. Deci, practic, putem să stimulăm acest fenomen de regenerare celulară. Toată lumea a auzit de celulele STEM și foarte mulți oameni fac terapie cu celulele STEM. Practic, corpul nostru are propria capacitate de a-și forma aceste celule. Numai că are nevoie de o informație
care să-l ajute să formeze celulele stem. După vârsta de 35 de ani, capacitatea organului de a se regenera scade foarte mult. Dar cu ajutorul medicinii cuantice putem să creștem această capacitate și celulele stem se pot produce în organismul nostru și la vârste înaintate de 92 de ani, de peste 100 de ani chiar. ADN-ul uman nu îmbătrânește niciodată. Boala apare și degenerarea organismului apare datorită dezechilibrului energetic care se instalează la nivelul corpurilor informaționale. Tratând acest dezechilibru, echilibrând ființa umană din punct de vedere energetic, ajutăm și creștem capacitatea corpului de a se regenera. Haideți să vedem în finalul întâlnirii noastre de astăzi, domnule Hanganu, dacă putem preveni prin această metodă orice fel de afecțiune. Pentru că sunt multe persoane tinere, sănătoase, dar care și-ar dori să prevină anumite afecțiuni. Se poate prin această metodă? Dacă mă întrebați care este visul meu, este acela de a reuși să nu ne mai îmbolnăvim deloc. Și am să vă dau un exemplu apropo de ce înseamnă prevenție și dezechilibru la nivel energetic, un studiu care a fost făcut în Statele Unite acum 5 ani, cred, la firma Apple, unde au fost un număr de aproximativ 35.000 de salariați verificați cu medicina integrată. Și s-au constatat că dintre persoanele care erau aparent sănătoase, deci oameni care nu manifestau niciun fel de boală, aproximativ undeva aproape de 30% s-au găsit dezechilibre energetice. Și li s-a spus acelor persoane, dacă vreți, li s-a prezis că în următoarea perioadă se vor îmbolnăvi. Și vreau să vă spun că din acei oameni cărora li s-a făcut această predicție, peste 95% s-au îmbolnăvit într-adevăr. Dar de fapt asta este o știință, nu este ceva de ghicit medicina integrată. Nu, este mai mult corect. Decât știință. Vă spuneam că noi verificăm nivelul celular, nivelul energetic și atunci putem să vedem, chiar înainte de a se declanșa boala, faptul că au apărut aceste dezechilibre, intervenim pentru reechilibrare și boala nu se mai declanșa. Astăzi vom vorbi despre uleiul ozonat cu CBD, vom vedea proprietățile benefice ale acestuia, iar mai multe amănunte ne aduc doamna doctor Mihaela Dascălu, medic specialist. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Daniel Hanganu, manager. Bună ziua și dumneavoastră, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început, domnule Hanganu, haideți să vedem de fapt ce ne puteți spune despre uleiul ozonat cu CBD. Ce este mai exact, de cât timp este apărut pe piață, care sunt rezultatele? Bun. Este un brevet de invenție românesc. E un brevet mondial de invenție, prin care pentru prima dată am reușit să fixăm ozonul într-un ulei sub formă de ozonide. Rezultatul a fost acela că, pe de o parte, a crescut aproximativ de 10 ori eficiența uleiurilor, adică ele sunt absorbite de 10 ori mai eficient decât uleiurile neozonate. Și un alt rezultat foarte interesant este faptul că se reușește pătrunderea în profunzime până la aproximativ 2,5 cm în interiorul organismului în momentul în care folosește acest ulei. Sau dacă l-a prins sublingual, se ajunge la o absorpție de aproximativ 97-98% în 3-5 minute de ținut în gură acest ulei ozonat, față de ce înseamnă, să spunem, o absorpție normală de 30-40%. Practic, s-a reușit această absorpție foarte bună și în acest fel a crescut foarte mult eficiența uleiurilor. Din acest motiv, noi spunem că uleiurile ozonate sunt de 10 ori mai active decât orice se află pe piață în acest moment. Și un alt efect foarte interesant este acela că în momentul în care ajunge la 2,5 cm în interior, se disociază din nou uleiul de ozon, deci ozonida se transformă din nou în gaz și se obține un efect local de ozonoterapie, care este iarăși foarte interesant pentru că este aplicat exact pe zona dureroasă. Deci aplicațiile cele mai spectaculoase sunt legate de tot ce înseamnă durere. Deci este, spre exemplu, în Statele Unite, în Israel, cu care noi colaborăm foarte mult pe partea de cercetare, există o anumită specialitate medicală, se numește managementul durerii. Deci se încearcă, pentru pacienții care au dureri foarte mari, se încearcă o soluție de a le potoli această durere. Iar uleiurile ozonate reușesc instantaneu aproape, în aproximativ 2-3 minute, să simtă pacientul o dispariție a durerii sau oricum o ameliorare foarte importantă.
Haideți să vedem, doamna doctor Dascălu, de fapt, ce afecțiuni putem preveni și putem ameliora cu ajutorul acestor uleiuri ozonate. Uleiurile ozonate cu cannabidiol conțin trei componente foarte importante cu rol antiinflamator care acționează sinergic. Cannabidiolul, ozonul și acizii grași omega-3. Orice afecțiune debutează în organism printr-un proces celular inflamator. Cu alte cuvinte, atunci când apare o injurie la nivelul organismului, o leziune, organismul trimite prin sistemul imun celule care au rolul de a repara leziunea respectivă. Aceste celule acționează până la un punct în sensul benefic al organismului. Dincolo de asta, dacă se aglomerează prea mult, pot cauza probleme care pot conduce la afecțiuni mai grave, inclusiv afecțiuni autoimune. Și aici intervine sistemul endocannabinoid, care are un rol deosebit de important de modulator al imunității. El transmite un semnal care oprește procesul celular inflamator în punctul în care acesta nu mai este necesar. Are un rol în foarte multe afecțiuni. Pentru prima dată, cannabidiolul a fost folosit în urmă cu câțiva ani în Statele Unite, în cazul unei fetițe cu epilepsie. Aceasta prezenta câteva sute de crize de epilepsie săptămânal și după mai multe luni, aproximativ 6 luni de administrare a acestei substanțe, crizele de epilepsie au încetat complet. Poate fi folosit și extern și intern, înțeleg. Poate fi folosit și intern și extern. Intern se folosește sublingual, se aplică 2 picături, pacientul păstrează acele 2 picături în cavitatea bucală timp de aproximativ 3 minute până la absorpția completă și ulterior ele intră în circulația sistemică și în contact cu celule tumorale, cu virus, cu bacterii sau cu paraziții patogeni, eliberează ozonul care desface membrana proteică a bacteriei patogene, a virusului patogen, a celulei patogene. Membrana lor nu este rezistentă la ozon. Tocmai de aceea ozonul acționează selectiv numai asupra celulelor tumorale, nu și asupra celulelor sănătoase. Deci poate să fie considerat un citostatic natural deosebit de important. Bun, deci în cazul afecțiunilor oncologice, cât timp ar trebui urmată procedura? Ce ar trebui făcut mai exact? În cazul afecțiunilor oncologice, procedura trebuie urmată oricât de mult este nevoie, până la ameliorarea simptomelor și chiar până la alinierea parametrilor sanguini în limite normale, deci câteva luni de zile. Poate fi urmat și în paralel cu chimioterapia sau radioterapia și sunt studii care au dovedit reducerea efectelor secundare cauzate de aceste două metode terapeutice și poate fi folosit și de către pacienții care nu urmează chimio sau radioterapie dacă în paralel au un stil de viață corespunzător și un regim alimentar adecvat. Domnul, eu aș vrea să vin cu o mică completare. Exact. Scuze. Și în același timp vă și rog să ne faceți puțin diferența, să înțeleagă toată lumea, de fapt, între uleiul ozonat cu CBD și uleiul normal sau, practic, bun, uleiul ozonat și cel neozonat. Care este diferența? Aș încerca să fac o deosebire foarte clară între celelalte produse care există în piață. Mai există produse care se autointitulează ulei cu CBD. Acestea sunt uleiuri care conțin un grad mic de CBD și nu sunt ozonate. Prin produsele noastre care conțin CBD pur și prin ozonare, efectele sunt de cel puțin 10 ori mai puternice. Noi spunem de 10 ori pentru că astea s-au dovedit în studii. Deci efectul este de 10 ori mai puternic. Acest efect mai puternic are 2 componente. Pe de o parte, nu este nevoie să consumi o cantitate mare. Deci este suficient să folosești, exact cum spunea și colega mea, doamna doctor, 2 picături sublingual și efectele se văd. Sau dacă este cazul unor dureri reumatice foarte grave, aplici pe zona dureroasă 1-2 picături, te frecționezi bine și în 2-3 minute dispare durerea. Și un caz foarte interesant legat de ce se întâmplă pe termen lung, pentru că există, în cazul uleiurilor ozonate, 2, hai să spunem, niveluri de efecte. Odată,
este nivelul pe termen scurt, ceea ce se simte imediat în momentul în care aplici. Aici vorbim despre dispariția durerii, vorbim despre o stare mentală de relaxare, de foarte bine. Vorbim de asemenea de un efect pe termen lung. Termenul lung se obține în general după 3-6 luni de utilizare intensivă a acestor produse. Și aici vorbim deja de lucruri foarte spectaculoase. Deci, hai să spunem, partea de ameliorare a unei dureri este importantă pentru pacient. Dar efectul pe termen lung este ceea ce urmărim noi în acest moment. Și aici vorbim, pe de o parte, de regenerare celulară. Deci avem cazuri de afecțiuni reumatice foarte grave în care s-a obținut după aproximativ 6 luni regenerarea celulară și și-a recăpătat pacientul mobilitatea încheieturii. Vorbim de asemenea, în cazurile foarte grave de cancer, vorbim de uciderea unui cele mai mari parți a celor canceroase din organism, chiar dispariția totală a celulelor tumorale. Depinde de la caz la caz. Absolut. Aici lucrurile... De vârsta pacientului, de evoluția bolii, de aici lucrurile, să știți că sunt, există o lege nescrisă. Întotdeauna timpul de vindecare este proporțional cu vechimea bolii. Deci dacă cineva vine și are o boală de 20-30 de ani, este foarte puțin probabil să obții rezultate la fel de bune ca atunci când iei din timp și acționezi preventiv pe boala aici respectivă. Aici aș putea să completez și eu cu ceva. Depinde foarte mult și de stadiul în care se prezintă pacientul. Spre exemplu, am avut un caz, un cancer mamar, la o pacientă care s-a prezentat în stadiul 2. Tumoarea era localizată, mai avea ganglioni axilari, dar dimensiunea tumorii era destul de mare și prezenta durere. Am administrat uleiul ozonat cu cannabidiol de 10% și terapia personalizată în cadrul clinicii noastre. Și după aproximativ 5-6 luni, dimensiunea tumorii s-a redus cu 75%. Dar vorbim de o pacientă care avea și un stil de viață destul de ordonat și a respectat destul de riguros și indicațiile alimentare. Iarăși aș vrea să mai menționez că ea nu a urmat ședințe de chimioterapie sau de radioterapie și în ciuda acestui fapt... Ceea ce înseamnă că ele noi pot... nu recomandăm acest lucru. Adică un pacient care are un tratament prescris de către medicul specialist, da, trebuie să-l urmeze și aici vin cu întrebarea dacă poate în paralel să apeleze și la uleiul ozonat sau, mă rog, la remedii naturale. Sigur. Și mai mult atât, decât atât, doamna doctor Dascălu, dacă acest ulei ozonat are contraindicații. Contraindicațiile sunt foarte puține. Să zic că ar putea să dea efecte secundare în 0,01% din cazuri, gen grețuri, vărsături, deci mai mult intoleranțe digestive sau scăderea tensiunii arteriale dacă ia în paralel o medicație antihipertensivă. Dar altfel nu există foarte multe contraindicații. Înțeleg că uleiul ozonat, doamna doctor, se adresează aproape tuturor afecțiunilor, da? El poate fi folosit extern, deci te poți unge în zona respectivă, să zicem că ai o afecțiune a ficatului, te poți unge în zona respectivă, cât și intern, bineînțeles, așa exact. Cum spuneați dumneavoastră mai devreme. În afecțiuni reumatice, da? Să le enumerăm puțin, vă rog, doamna afecțiuni doctor. Reumatice, cum poate fi folosit atât local cât și intern. Și aici iarăși pot să vin în completare cu un caz. Am experiență cu utilizarea uleiurilor ozonate în cazul de poliartrită reumatoidă, o afecțiune autoimună care e considerată nevindecabilă în medicina clasică și totuși dacă folosești substanțe naturale poți să ajuți foarte mult. E cazul unei paciente care avea mâna complet înțepenită, practic nu mai putea să strângă pumnul. Asta o încurca foarte mult la activitățile de grădinărit pe care le desfășura și după 6 luni de administrare a uleiului ozonat cu CBD, atât intern cât și local, prin masaj al mâinii de 3-4 ori pe zi, am reușit să deblocăm articulațiile interfalangiene și articulația metacarpofalangiană, astfel încât ea a reușit să-și mobilizeze mâna. Pe lângă afecțiuni reumatice, poate fi folosit în tratarea diabetului zaharat și explic de ce, pentru că are ținerea sub control a glicemiei, pentru că are un rol deosebit de important sistemul endocannabinoid în reglarea homeostazei organismului, adică în menținerea parametrilor interni în limite normale. Glicemie, colesterol, trigliceride, temperatură, oxigenare. Fără acest sistem endocannabinoid, practic, nu am putea să funcționăm la parametri optimi.
Poate fi folosit și în reglarea tensiunii arteriale, pentru că s-a demonstrat cannabidiolul e o substanță care are această capacitate de a scădea tensiunea arterială, însă în cei care... În această situație cum trebuie folosit? În această situație trebuie adică folosit... Adică doar intern, la asta mă refer. Intern, în primul rând, dar și extern, dacă pacientul are anumite dureri pe anumite zone, se poate unge acolo. Noi mai recomandăm să se ungă în zona tâmplelor, încheietura mâinii, deci în general în zonele cu puls, pentru că acolo se absorbe foarte bine și intră direct în circulația sistemică. Mai poate fi folosit cu rezultate foarte bune și în afecțiuni neurodegenerative. S-a dovedit că stopează evoluția bolii Alzheimer și chiar au fost cazuri în care s-au obținut ameliorări considerabile. Practic, el aici acționează prin stimularea de noi sinapse între neuroni și prin creșterea factorului neurotrofic derivat din creier, care are rolul de a stimula regenerarea neuronilor. Mult timp s-a crezut că celula nervoasă nu se mai reface, a fost o ipoteză falsă. De fapt, ea se poate reface în anumite condiții dacă este stimulată. Poate să fie folosit în boala Parkinson, scleroza laterală amiotrofică, în scleroza multiplă. Spre exemplu, în scleroza multiplă poate ajuta la remiterea contracturii musculare. Pacienții, în general, prezintă dureri, prezintă contracturi musculare care îi împiedică să aibă o mobilitate bună și, în cazul acesta, uleiul administrat atât intern cât și local le crește foarte mult gradul de mobilitate. Poate fi utilizat chiar și în hepatitele virale, cu virus B, cu virus C, chiar și în HIV-SIDA poate fi utilizat. Sunt studii care atestă că este util, are un rol antiviral deosebit, cu atât mai mult cu cât cannabidiolul este combinat cu ozon. Și explicația ar fi următoarea. Celulele bolnave, în general, se dezvoltă în mediul de anoxie tisulară. Dacă în țesutul respectiv vii cu oxigen și înlătură această anoxie, atunci ele mor automat. Iar atât ozonul cât și cannabidiolul contribuie la refacerea țesutului respectiv. Toate organele din corpul nostru au capacitatea de a produce celule stem. Dar aceste celule trebuie să stimulate dat, da, ca să le orientăm către formarea de țesuturi și organe. Aici eu aș veni un pic să completez, pentru că acest sistem endocannabinoid, de care tot pomenim noi, să știți că nici pe plan mondial nu este cercetat de foarte mult timp. Deci el a început să fie cercetat undeva aproximativ cu 10 ani în urmă. Și rezultatele la care s-a ajuns de atunci până acum au uimit pe toată lumea, pentru că acest sistem nu se știa de existența lui. Toată lumea se întreba cum funcționează sistemul imunitar. Și atunci au ajuns la acest sistem endocannabinoid. El funcționează, de fapt, ca un fel de are radar. Are capacitatea de a stimula sau de a ridica sistemul imunitar? Are un mod de a lucra foarte interesant. Deci el funcționează ca un radar. El detectează celulele bolnave. Și atunci, pe de o parte, îi semnalizează sistemul imunitar că trebuie să acționeze acolo. Pe de altă parte, merge și, dacă vreți, reglează sistemul imunitar. Pentru că sistemul imunitar, dacă îl, hai să spunem, cum se întâmplă în alergii, da? Deci în momentul în care reacționează disproporționat, poți să faci ori boli autoimune, ori alergii. Și atunci intervine și în temperarea, să spunem, monitorizarea sistemului imunitar. Doamna doctor Dascălu, în sănătate înțeleg că acest ulei ozonat este absolut miraculos, aș putea spune. Ce ne spuneți de dermatocosmetică? Sunt foarte multe femei care vor să arate bine. Pot folosi acest ulei? Pot folosi cu succes acest ulei și pielea are nevoie de regenerare. Pentru cosmetică, compania Hemed Pharma are un produs foarte bun, se cheamă Ozon Rit, pe bază de uleiuri de cânepă, ulei de măsline și ulei de nucă de cocos ozonate și ele pot fi aplicate la nivelul feței, cu rezultate deosebite în reducerea ridurilor, dar și în reducerea țeoarcănelor,
chiar am constatat o eficiență destul de redusă pe cearcăne în cazul cremelor de față, chiar și în cazul cremelor foarte bune. Însă aceste ulei rozonate sunt mult mai eficiente datorită faptului că în momentul în care le aplicăm, oxigenul pătrunde în straturile profunde ale pielii, acolo înlătură celulele bolnave prin eliberarea oxigenului și acizii grași omega-3 împreună cu oxigenul contribuie la refacerea țesuturilor de sub piele și redă elasticitatea pielii. De asemenea, poate să crească și vascularizația la nivelul pielii, pentru că știm bine, deci poate fi folosit practic ca o cremă cosmetică, ca nu? O cremă cosmetică. De seară, să spunem. De seară, da. Sau de zi. Sau de zi. Aici eu aș mai completa un pic, pentru că noi, într-adevăr, pe lângă aceste produse ozonate, să spunem, cu CBD, pe care le avem, suntem singurii din lume care le facem în acest moment, am încercat să folosim capacitatea ozonării uleiurilor și pe alte afecțiuni. Și am să vă dau un exemplu foarte interesant legat de psoriazis. Noi avem un produs, se numește Ozon Psori, cu rezultate extraordinare. Deci chiar am primit de curând rezultatele unui studiu efectuat în Israel și vreau să vă spun că după o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, psoriazisul este o boală care se întinde pe suprafețe mari, afectează suprafețe mari de piele, am avut vindecare completă. Deci oamenii de acolo, și credeți-mă că sunt specialiști de primă mână, deci oameni care sunt unii dintre ei somități mondiale în domeniu, ne-au spus, domnilor, așa ceva nu am văzut. Deci Ozon Psori este un produs pe care l-am gândit special pentru psoriazis. Deci pe lângă aceste produse, să spunem, cu eficacitate generală, da, care se adresează, să spunem, unui spectru foarte larg de boli, am gândit și anumite produse care vin pe anumite, hai să spunem, afecțiuni. Sau să vă dau un exemplu care se adresează nu în afecțiuni, se adresează stresului. Deci stresul este în acest moment a început să fie considerat în lumea medicală din Occident boală. Deși în România el nu este considerat boală, dar el stă la originea foarte multor boli. Există un produs care se numește antistres. Și vreau să vă spun că rezultatele pe care le-am obținut, chiar și în România am făcut un studiu pe o companie ulei foarte ozonat. Mare, este ulei ozonat, antistres, e adevărat, conține și CBD, 10% CBD pur, adică este un produs extrem de performant și din cauza asta un pic mai scump față de ceea ce se întâmplă în mod normal pe piață din România, dar efectele sunt extraordinare. Deci s-a raportat 100% rezolvarea cazurilor de insomnie. S-au rezolvat problemele legate de nervozitate la locul de muncă, relațiile cu colegii și cu familia, deci persoanele, și chiar și în traficul din București. Deci șoferii care vedeți că nu mai claxonează în traficul din București, să știți că sunt cei care consumă antistres. Bun, doamna doctor Mihaela Dascălu, spuneți-ne, în cazul pacienților, mă rog, luăm un exemplu, au o anumită afecțiune. Sunt convinsă și știu acest lucru, că practic tratamentul îl primesc personalizat. Adică pe lângă uleiul ozonat, mai primesc și alte recomandări, precum, să spunem, o alimentație sănătoasă, modul de viață, sau poate și alte uleiuri ozonate venite în completare. Adevărat? Așa este. Aici aș dori să completez legat de produsul de metozon antistres și de produsele ozonate cu CBD în general. Ele sunt foarte utile și în prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a infarctului de miocard, datorită ozonului și datorită cannabidiolului. Stresul, în primul rând, să punem accent pe a preveni, ar fi ideal, exact, nu? Decât datorită stresului, infarctul de miocard este o boală care atacă inclusiv pacienți foarte tineri. 33 de ani, 35 de ani înainte, apărea după vârsta de 60 de ani. Acum apare datorită stresului la vârste din ce în ce mai tinere și aș vrea să explic medical cum este posibil ca acest produs să prevină un accident vascular cerebral. Deci când o persoană este supusă unui stres foarte puternic, organismul generează radicali liberi. Acești radicali liberi atacă vasele de sânge și produc o leziune la locul respectiv. Sistemul imunitar trimite celule care să acopere leziunea respectivă pentru a nu se produce o hemoragie sau ceva mai grav. Și în locul respectiv, dacă această aglomerare celulară continuă, se poate forma un tromb, se pot forma plăcile de aterom. Aici intervine sistemul endocannabinoid, care dictează sistemului imunitar cât de multe celule să trimită acolo. Reacționează, îl face să reacționeze în așa fel încât să trimită
strict numărul necesar de celule pentru acoperirea leziunii vasculare, dar nu celule suplimentare care pot să formeze o placă de aterom. Mai mult decât atât, previne infarctul și accidentul vascular cerebral și prin creșterea permeabilității capilare. Oxigenul ajunge de la inimă în țesuturi prin hematii, dar de multe ori diametrul hematiei este mai mare decât lumenul capilar. Și aici intervine ozonul, care face hematia mai flexibilă, în așa fel încât ea să pătrundă prin lumenul capilar și să ducă oxigenul direct la țesut. Bun. Eu o să încerc, pentru că doamna doctor n-a vrut să vorbească despre clinica ScienceMed, unde dânsa lucrează. Clinicile de medicină integrată ScienceMed tocmai asta fac. Gândesc pacientul ca pe un întreg. Deci îl privesc nu ca pe un pacient între alte sute de pacienți, îl privesc în mod individual, îl privesc în sens holistic. Și atunci clinicile ScienceMed au demonstrat că boala, există trei stadii ale bolii. Este stadiul energetic, stadiul celular și stadiul organic. Noi suntem obișnuiți să simțim boala deja când ajungem stadiul 3, care este stadiul organic. Stadiile energetic și celular, aici, într-adevăr, clinicile ScienceMed, să spunem că sunt campioane în România cu certitudine, dar și pe plan mondial, medicina integrată ScienceMed este lider pe ceea ce înseamnă această, să spunem, abordare integrată a pacientului și, într-adevăr, se poate gândi un tratament personalizat pentru fiecare pacient și, mai mult decât atât, se verifică eficiența tratamentului. Deci, clinicile ScienceMed, noi colaborăm foarte bine cu dânsii. De ce? Ei pot să facă testarea cu pacientul acolo, să vadă dacă tratamentul gândit pentru pacient chiar este eficient pentru pacient. Și atunci, în momentul în care pacientul pleacă de acolo, are 100% convingerea că tratamentul este bun pentru el. Asta este ceea ce se numește personalizare. Și atunci, noi deja colaborăm foarte bine cu clinicile ScienceMed. Ei folosesc aceste uleiuri ozonate uneori chiar înainte că ele să apară pe piață. Deci, spre exemplu, am colaborat cu clinicile ScienceMed pentru a verifica eficiența tratamentelor de care vă spuneam cu uleiile ozonate cu procent mai mare, deci 15-20%, și cu această ciupercă agaricus, și rezultatele au fost extraordinare. Și tocmai această personalizare pentru fiecare pacient a dus la rezultate foarte, foarte bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă doresc multă, multă sănătate.